cafea și știri, bineînțeles. Ce faceți, prieteni? Vreau să începem cu o discuție despre politică, pentru că am observat, oamenii sunt foarte, să zicem, acizi când vine vorba despre politică. Am făcut o remarcă, parcă am băgat o știre luni despre Orban și cu ce politică a aplicat el în Ungaria legată de gaz. Și a stârnit destul de multe discuții, cum că acel om nu este bun, că de ce se vorbește așa despre el și așa mai departe. Și este o diferență în a prezenta, să zicem, o activitate, un lucru care s-a întâmplat și a face o evaluare totală a cum a condus cineva o țară. Ca și idee, nu am niciun fel de poziție politică față de nimeni și nu sunt de acord nici într-un caz cu multe din politicile pe care le văd. Ideea mea era, în legătură cu acel subiect, strict acel subiect legat de Europa, era faptul că europenii au rămas în urmă. Adică erau niște semnale de alarmă dinainte și asta, chiar asta discutam cu cineva în conversații. În momentul în care vezi că se adună niște armată la graniță, poți să prevezi un conflict. Dacă prevezi un conflict, spui, bun, Europa va trebui să vină cu niște măsuri. Care sunt aceste măsuri? Aceste măsuri sunt în felul următor. Bun, apoi, ce ar putea face Rusia? Rusia ar putea să ne taie aprovizionarea de gaz. Ok, dacă noi avem acești 4-5 pași înainte, hai să ne facem niște rezerve de gaz, măcar să avem niște timp, să zicem, de buffer. Sau începem măcar să discutăm cu alții, să vedem, am putea aduce și din altă parte niște gaz ca să avem niște timp până se stabilizează situația. Și aici cred că Europa a greșit. Și legat de politică, dacă stați să vă gândiți, cu toții suntem victimele unui tip de propagandă, indiferent de situație. Chiar dacă îți place sau nu, spui, nu, eu nu, niciodată. Cu toții ne luăm informațiile de undeva, fie că vrei, fie că nu. Este foarte greu să distingi care informație este reală și care nu, care informație este completă și care nu, care informație este îmbrăcată în așa fel încât să pară că o parte a făcut ceva mai bine decât cealaltă. Este foarte greu să știi adevărul cu totul. Și pentru că, în primul rând, nici cei care prezintă aceste informații cred că nu le știu. Tocmai de asta eu sunt adeptul a discuției acțiunilor. Adică eu vreau să discut despre ce se întâmplă, mai mult despre, să zicem, cum trebuie făcut și așa mai departe. Asta s-a întâmplat acum, este bine, nu este bine, vom vedea, suntem de acord, nu suntem de acord, aici fiecare își dă cu părerea, dar vreau să discutăm exact ce se întâmplă. Și eu plec de la premisa că nu există niciun politician bun. Pentru că nu există. Sunt unii care sunt mai buni decât alții, absolut, dar nu există niciun politician 100% bun. Dacă ne vom uita, indiferent de politician, absolut, indiferent de politician, are plusuri, are minusuri, exact ca orice om. Ideea este, în speranța noastră, poate cele plusuri sunt mai multe decât minusuri și automat unii sunt cu foarte, foarte multe minusuri, dar cred că este greu în momentul de față, asta este cel mai greu, să nu cazi, să zicem, într-o propagandă politică extremă. Pentru că ați văzut, eu discut și de ce a făcut PSD-ul, ce a făcut PNL-ul, ce a făcut ăla. Sincer, nu mă interesează. Mă interesează că la sfârșitul zilei să se întâmple ceva, să se realizeze ceva pentru binele comun al țării. Face PSD-ul, face PNL-ul, pentru mine mi-e tot una. Nu cred că unii sunt mai buni decât ceilalți. Nu cred că niciun partid din România este bun în momentul de față. Nu cred, pur și simplu, pentru că nu mi s-a dovedit. Adică avem 30 de ani de când este politică. Adică, uite, avem 30 de ani, da? De când am scăpat de comunism. Indiferent ce partid a fost, nu s-au realizat foarte multe lucruri, nu am crescut cum ar trebui. Într-adevăr, unii au făcut o diferență mai mare decât celălalt, nimeni nu a fost perfect. Tocmai de asta nu cred că există un partid perfect. Și personal mi-am pierdut încrederea directă în politicieni. Dacă nu o să devină, dacă nu o să apară o structură, o schimbare a structurii în politica noastră la modul esențial, să dispară foarte mulți oameni din politică, schimbările vor fi exact ca și până acum, indiferent de cine este în față. Schimbările vor veni treptat, pentru că există o rețea atât de mare și atât de înrădăcinată de interese, încât că scrie pe ușă PNL, USR, nu știu ce, oamenii care de fapt profită sunt în spate. Sunt oamenii care au contribuit cu bani ca să se ridice acei politicieni, care acum au de subt înapoi, oameni pe care nu-i cunoaștem. Și aceia rămân, indiferent, adică doar schimbă direcția banilor, da? Apare PNL-ul, bun, acel om care are interes știe, acum trebuie să dăm bani în direcția asta, am dat bani acolo, banii se întorc înapoi, a plecat PNL-ul, vine PSD-ul, dăm bani în direcția asta la altă, vin banii înapoi, este destul de simplu, mergem mai
mai departe. China își flexează mușchii armatei, dacă vreți să spunem așa, adică a început să prezinte un video cu a arăta că soldații sunt pregătiți cu echipamente militare și așa mai departe, în ideea în care Nancy Pelosi din SUA vine să viziteze Taiwanul. Teoretic a spus că se duce în Singapore, dar inițial a zis că vine în Taiwan, după care a zis că nu mai vine pentru că China a zis dacă vine în Taiwan iese cu scandal, așa că cumva asta cu Taiwanul rămâne de văzut dacă va veni sau nu și China acuză SUA acum că acest trip, această călătorie a lui Nancy Pelosi este de fapt un pretext pentru a mai aduce echipament militar lângă Taiwan. Și există o tensiune din asta și China a zis, bun, dacă noi suntem tensionați, hai să vă arătăm cărțile. Practic și a zis, uite, asta avem. Armată, Navy, avioane și așa mai departe. Cu asta ne prezentăm voi care este situația. Și cred că China, într-adevăr, este o armată puternică. Oficial este a doua cea mai puternică armată din lume. Oficial, dar neoficial, nu știu ce să zic. Mergem mai departe. Generația Z adună din ce în ce mai multe rate pe cardul de credit și le ia din ce în ce mai mult timp să-și achite acele rate pe cardul de credit pentru că dobânzile urcă și le vine din ce în ce mai greu să achite acei bani înapoi. Generația Z ar fi persoanele care s-au născut din 1995 până în 2010. Asta înseamnă undeva la sub 25 de ani în principal. Trebuia să vină de undeva această putere de cumpărare. Dacă stăm să ne gândim, nu au fost 2 ani foarte prietenoși economic vorbind. Cu toate acestea, când s-au ridicat restricțiile, oamenii au început să cheltuie maxim. Și pe lângă asta, prețurile s-au scumpit, totul s-a scumpit și oamenii în continuare cheltuie. Acesta este și unul din motivele pentru care încă inflația nu scade, pentru că este o cerere din asta. Oamenii parcă mănâncă tot felul de produse și de servicii și de călătorii. Se călătorește extrem, se stă pe la restaurante o grămadă pentru că oamenii au avut această nevoie. A fost ca un fel de dietă. Ei au ținut la o dietă extremă, ne-au ținut așa vreo 2 ani și când ne-au dat drumul, acum suntem în mijlocul fast food-ului și comandăm de toate. Exact așa suntem. Dar acest binge, acest yo-yo vine cu un cost automat și acel cost trebuie să vină, acei bani trebuie să mai vină și de undeva și aparent mulți și-au depășit veniturile folosind aceste carduri de credit pe care acum le plătesc cu greu. Sperăm ca acest lucru să nu dea într-o extremă. Adică nu este o problemă, teoretic nu este o problemă, dar nicio extremă nu este bună. Când te duci, când te îndatorezi prea tare, nu este bun, când pur și simplu ții prea mulți bani pe loc și nu-i pui în mișcare, tot nu este bun. Nicio extremă nu este bună. Ideea este că ar trebui aici cei care reglementează partea asta financiară ar trebui să intervină, să zică ok, bun, haideți acum, cum au făcut de altfel, mai urcăm dobânzile, haideți să nu vă mai împrumutați atât, luați și vă achitați datoriile înapoi, după care, hai bun, vai dăm bani la liber, mai puține dobânzi, hai, luați bani de aici, luați și cheltuiți, hai să stimulăm un pic economia și tot așa. Dar acest lucru este mai ușor de spus decât de făcut. Și vorbind despre instituții de control, știți că am vorbit ieri sau altă ieri despre SEC, agenția care reglementează bursa, acum practic a oprit un schem de o înșelătorie din aceasta Ponzi de 300 de milioane în cripto, bineînțeles. Unde altundeva. Este foarte ușor să faci cheme de genul acesta în cripto și înșelătorii pentru că oamenii pentru o perioadă foarte lungă de timp, acum s-a mai subțiat treaba, dar pentru o perioadă foarte lungă de timp erau foarte creduli. Adică eu discutam cu oameni și spuneau, uite, dacă îți instalezi aplicația asta, pur și simplu o ții și primești 50 de dolari. Și eram, de ce primești 50 de dolari? Pur și simplu, faci aici, apeși două clicuri, primești 50 de dolari și mâine iar primești 50 de dolari și dacă mai vin niște prieteni, mai primești 50 de dolari. Și eram, ok, dar de ce? Adică produci ceva? Ce se întâmplă? Nu, pur și simplu ia bani. Prietenul meu a luat bani, intră și tu ia bani. Deci prin asta funcționează. Doar prin a aduce mai mulți oameni care sunt dispuși să plătească o taxă sau să facă ceva inițial din care practic să extragi bani. Lucru care merge până la un moment dat, bineînțeles. Acest schem practic a adunat 300 de milioane de dolari. Ca să vedeți exact, și toți acești bani au venit de la investitori mici, de la retaileri, adică oameni care au dat 50 de dolari, 100, 500 și așa mai departe. Nu au venit de la fonduri de investiții. Deci foarte mulți oameni pierd foarte mulți bani cu aceste schemuri. Așa că dacă mai vreți să mai investiți în, nu știu, astfel de combinații, de jocuri, în special pe platforme private, unde nu folosești un exchange, să spunem, bun, vine o firmă, cum este Crypto.com, cum este Binance și spune, uite, facem chestia asta de depozit, primești atâta dobândă dacă pui bani. Dar de regulă aceste lucruri nu sunt atractive, primești gen 10% pe an. Nu e interesant. Așa tu vii, faci un cont pe un site fantomă, 100 de dolari, primești 50 pe zi. Ești, oho, 50% în fiecare zi. Pont. Și te bucuri că faci bani foarte repede, dar la un moment dat acest lucru vine cu o scădere foarte mare, bineînțeles. Vine cu o pierdere totală, de fapt. Și trebuie să fiți foarte, foarte atenți la acest lucru. Trebuie să aveți o doză de neîncredere. Când ceva sună, băi, prea bine, parcă, să fie adevărat. De regulă așa este. Adică chiar de regulă așa este. Nimeni nu o să vă ofere pur și simplu bani din senin, fără să faceți nimic.
pur și simplu și să nu existe niciun risc. Deci, măcar înțelegeți investiția, să zicem, pe care vreți să o faceți, înțelegeți în ce tip de activitate intrați, dacă vreți așa. Se anunță din nou o criză globală de alimente. Sau, de fapt, nu se anunță, se începe să se desfășoare, pentru că de anunțat s-a tot anunțat. Acum începe să se desfășoare și, bineînțeles, are legătură cu războiul, are legătură cu Rusia, are legătură cu întreruperea supply chain-ului, are legătură cu creșterea prețului la fertilizatori, are legătură cu foarte multe chestii. Și bineînțeles, are și legătură cu vremea, pentru că nici vremea nu ne-a ajutat și, în general, se schimbă peste tot. Adică, unele zone în care puteai să faci anumite chestii din punct de vedere agricol vor fi tăiate de pe listă. Să zicem, într-o zonă puteai la temperatura X să plantezi o plantă, un tip de legumă sau un fruct, dar dacă mai crezi 5 grade și dacă nu plouă și dacă este mult mai secetos, atunci acea plantă nu va mai crește acolo și va trebui să se restructureze un pic agricultura. Lucru care, până se va reorganiza tot acest lucru, va trebui să mai reducem din risipă. Deocamdată cu alimentele, în general, nu este o problemă de cantitate, este o problemă de cantitate risipită. Citisem undeva că se risipesc undeva la vreo, nu știu, mult la sută, nu mi-amintesc exact, dar mult la sută, 30-40% din toate alimentele care se produc se aruncă. O chestie de genul ăsta. Știu că erau imens. Nu știu câte tone de alimente se aruncă. Deci, deocamdată, problema nu este că nu vom avea suficiente alimente. Pur și simplu trebuie să învățăm să nu mai aruncăm alimente. Adică va veni un fel de restructurare în obiceiurile noastre de a cumpăra lucruri. Și cea mai bună soluție pentru a nu mai arunca alimente este să respectați un plan alimentar. Eu de fiecare dată când țin un plan alimentar strict, ca o formă de dietă, fie că vreau să mai cresc masă musculară, să slăbesc sau ceva, când țin un plan alimentar fix, totul este foarte organizat. Știi, următoarele 3 zile mănânci chestia asta sau știi exact ce ai de mâncare, îți cumperi exact cât trebuie să mănânci. În momentul în care ies, să zicem, sunt într-o perioadă de menținere, sunt... Parcă aș mânca paste astăzi, dar parcă nu, hai să-mi iau și asta, mi-au și asta și ajung de fapt să comand ceva, că mi-e lene să mai gătesc în ziua respectivă, ajung să comand ceva, se strică și aia și aia și aia și este o risipă totală și asta încerc și eu să fac, să nu mai fac atât de multă risipă. Mergem mai departe, ministrul muncii spune că principala problemă a României cu importul forței de muncă va veni în momentul în care vom intra în Schengen. Frica lui este de fapt că oamenii vor continua să meargă mai departe. Adică prin faptul că traficul și circulația în interiorul spațiului Schengen este liberă, va fi ceva de genul bun. Intru prin România și mă duc să lucrez în Germania și cum ar veni că noi vom suporta eforturile de a importa forță de muncă din Vietnam sau din alte țări și ei vor merge mai departe și vor spune ok, am intrat prin România, am actele pentru zona europeană și așa mai departe, dar mă duc să lucrez în Germania, mă duc să lucrez în Franța pentru că acolo piața este mai bună. Și cumva se spunea că ar trebui făcut un fel de contract de parteneriat de înțelegere între țările de unde vin oamenii și cu țara în care ajung prima dată. Adică, să spunem, să zicem, importăm oameni din Vietnam, semnăm un contract cu Vietnamul și spunem ok, trimiteți-ne niște oameni să lucreze aici, dar au obligația să rămână pe un contract de muncă de 2 ani și dacă întrerupă acel contract de muncă să fie trimiși înapoi în țară sau o chestie de genul ăsta. Și încă se lucrează la acest lucru, bănuiesc că este într-adevăr o problemă reală. Ce mă superă pe mine este că suntem nevoiți să facem chestia asta. Adică vedem că ieri am văzut exact știre cum că 22% din tinerii noștri nu au locuri de muncă. Ok, deci tinerii nu-și găsesc locuri de muncă, dar pentru vietnamezi găsim locuri de muncă. Și aici vedeți, exact cum am zis, nu că nu sunt locuri de muncă, nu sunt atractive pentru tineri. Aici este o problemă foarte complexă. Este o problemă în care trebuie să ridice economia în așa fel încât firmele să-și permită să creeze locuri de muncă atractive, pentru că realitatea este foarte mulți din acești antreprenori nu au bani să dea mai mulți. Adică ei și-ar dori, nu? Dacă tu ai un fast food, poate ți-ai dori să dai 5.000 de lei sau cum este în Germania, nu știu, poate 1.000 și ceva de euro venitul minim. Dar dacă nu scoți banii aceia, de unde? Adică, într-adevăr, sunt și, nu vreau să spun, dar sunt și antreprenori care sunt rău intenționați. Am văzut, văd și cred că aceștia sunt exact ca un cancer pentru toată industria asta privată, pentru că creează o imagine negativă. Dar sunt și oameni care sunt de bună credință și spun, băi, eu chiar vreau ca omul respectiv să aibă un venit decent. Dar pur și simplu nu-mi permit. Și aici este o problemă mai complexă, care nu se poate rezolva prin, de ce nu ne dai mai mult? Nu am. Păi de ce nu ai? Mai complicat aici. Adică nu se rezolvă în doi pași. Și mergem mai departe cu o veste bună într-un fel. Adică este bună tipic românească. Și ajungem imediat. Deci, s-a semnat contractul cu cea mai mare valoare pentru autostradă.
Grindeanu, vom avea o autostradă care traversează Carpați. Bun, deci țineți minte că în Italia sunt autostrăzi unde ai kilometri tunel, tunele de kilometri, da, băgați tot așa prin munți. Și aveam așa, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii a semnat luni contractul pentru construcția secțiunii 3 autostrăzii Sibiu-Pitești, în valoare de 5,3 miliarde de lei fără TVA. Deci asta înseamnă undeva la vreun 1 miliard de euro, 1, ceva, puțin. Dar în jur de 1 miliard de euro pentru acest sector 3. Secțiunea ar urma să fie deschisă în circulație în 2027. În fine, trec aici. Deci autostrada totală este, toată autostrada Sibiu-Pitești ar trebui să aibă 122 de kilometri. Bun, dar sectorul 3 are 37 de kilometri și șoseaua totală, deci cât am zis, 122 de kilometri, vă spun imediat, va avea o valoare de 13,56 miliarde de lei. Haideți să facem un calcul, să vedem cât este. 13,5 miliarde de lei. Ia să împărțim asta mai întâi. Pentru că din aproxime, din ce am observat eu așa ochiometric, va ieși un preț astronomic. Și vreau să verificăm acest lucru. Poate am uitat un pic din matematică. Deci cât am zis? Ia să vedem. 13,5. În primul rând avem așa 13,5 împărțit la 5. Avem 2,7 miliarde de euro. Asta este costul. Și avem așa 2,7 multe zerouri împărțit la 122 de kilometri total. Deci costul pentru un kilometru de autostradă în România va fi de 22 de milioane de euro. Și acum care mai este problema? Este că s-ar putea ca acest cost să nu fie final. Și am găsit un site care compară costuri din alte țări. Dar până atunci trebuie să vedem așa. Deci autostrada va avea 95 de poduri și pasaje, un tunel cu două galerii independente de 1,7 km, deci un singur tunel prin munți, da, de 1,7 km, două noduri rutiere, un ecoduct în zona localității Călinești. Deci aceasta este, să zicem, structura autostrăzii în cei 122 de kilometri. Și am intrat pe un site. Site-ul se numește BRT Data. Și este un site unde se arată costurile pentru un kilometru de autostradă în dolari. Bine, care acum este tot pe acolo. Da, să zicem, da. Bun, și am scris, am pus la filtru Europa și vreau să punem valoare, să vedem care este cea mai... Ia să-i fac și un screenshot ca să vedeți și voi exact ce văd și eu. Și avem așa, cea mai mare valoare, cea mai mare autostradă înregistrată, cea mai scumpă autostradă a fost în United Kingdom. Asta ce avem aici, datele de aici, de 24 de milioane. Noi avem 22, deci suntem aproape cea mai scumpă. Următoarea pe locul 2, 19,6. Deci cumva am reușit să facem a doua cea mai scumpă autostradă. Având în vedere că nu este pe apă, nu este pe sub pământ, nu este, are un singur tunel de 1,7 km și ne costă 22 de milioane kilometri. Bun, dar cum se face că în Franța, de exemplu, avem 10 milioane, 8 milioane, 8 milioane, 6 milioane, 4 milioane kilometri. Deci sunt mai multe proiecte aici, după cum putem vedea, mai multe proiecte, să spunem, dacă ar fi să fac o medie, pleacă de la 12 milioane până la 4 milioane în Franța, să zicem vreo 8 milioane, 8 milioane pe kilometru, în condițiile în care pe noi ne ajunge 22, dar hai să vedem și altă țară, hai să vedem ce mai avem. În Suedia, dintr-un motiv sau altul, au reușit să facă o autostradă cu 1,7 milioane kilometru. Sau tot în UK, o autostradă în 2016 cu 3,7 kilometru. Să spunem că prețurile s-au mai scumpit, dar noi reușim să facem o autostradă cu de 3 ori prețul. Și exact despre asta am tot discutat, despre utilizarea banilor. Noi cu aceeași sumă de bani reușim să facem de 3 ori mai puțin kilometri. Adică dacă în Germania, dacă în Franța media este de 8 milioane. Noi facem cu 22, da? De aproape de 3 ori mai mult. Bun, noi facem 122, ei fac 360 de kilometri. Automat, pe termen lung, cine va avea mai mulți kilometri de autostradă? Pe lângă că Franța oricum are o economie mult mai mare și își permite o cheltuială în infrastructură mult mai mare. Deci, automat nu vom înainta niciodată. În ritmul acesta, dacă nu va fi o schimbare, vor trece 10 de ani probabil și o să ne bucurăm că s-au mai făcut 20 de kilometri de autostradă. Adică, trebuie să intervină ceva, nu știu ce, dar trebuie să intervină ceva în care să zică, băi, ok, nu se mai poate. Hai, gata, o luăm de la capăt. Formula asta nu a funcționat. Am încercat, 30, 35, 40 de ani am încercat, s-au îmbogățit o mână de oameni, 20 de oameni s-au foarte îmbogățit în această perioadă și cam atât. În rest, oamenii, tot săraci, tot vai de ei, tot nu au spitale, tot nu au autostrăzi, deci hai să mai încercăm și altceva. Și asta este propunerea mea. Eu îmi termin cafeaua și noi ne vedem la video următor. Pa!